sbargatorilor, recitate quote-busterilor. Eu continui astăzi cu discuția despre citatele și dintele meu împotriva lor, adică combaterea acelor citate. Mi-am pus această lumină, acest filtru, pentru că e luminos, ca discuția de astăzi, care e și ea luminoasă. Și vom vorbi despre copilărie. Citatul spune așa: copilăria este cadoul pe care ne-l face viața pentru ce vom avea de îndurat. Și aici vin eu și spun: și cum rămâne cu copiii care sunt invalidați, cu părinții care n-au cunoaștere psihologică, cu părinții al căror citat de bază este bătaia. Bătaia este ruptă din rai. Cum rămâne cu copiii care se nasc cu o dizabilitate invizibilă? Cum sunt cei dublu excepționali? Și ajung să fie criticați pentru lucrurile pe care nu le pot face din cauza că într-un alt domeniu sunt super buni și atunci se consideră că, hei, dacă ești într-un domeniu super bun și în altul ești praf și nu reușești să faci, e sigur, sigur că e ceva legat de voință. Nu e legat de circumstanță, nu e legat de ceva ce scapă din controlul, ceva ce ține de neputința ta din cauza unei dizabilități necunoscute. Și vă întreb, atunci ce cadou mai este copilăria pentru aceste cazuri, care nu sunt puține? Nu sunt puține cazurile în care copiii rămân cu traume. Copiii rămân cu traumă complexă sau cu traumă cu CPTSD sau cu PTSD din cauza acestor bătăi din familie. Fie bătăi, fie invalidări, fie momente, multe momente în care ei au vrut să fie ascultați și au fost reduși la tăcere. Toate aceste momente, practic, arată că copilăria nu este cadoul pe care ți-l face viața pentru ce vei avea de îndurat mai târziu. Și, practic, când ești mic, copilăria și mediul în care ești îți creează cadoul, adică traumele, pe care tu, când vei fi adult, vei avea privilegiul să le înțelegi, să le cauți, să le vindeci, să le dai un sens. Cam acesta este cadoul pe care ți-l face copilăria. Vă pup și de la mine către voi. Pentru secțiunea spărgătorii de citate vă spun, nu mai idealizați copilăria. Nu vedeți cât e de distopică în anumite cazuri?